Domnul Rotaru, CFR-ul acuză că a fost offside la golul vostru. Sunt penibil. Dacă ei acuză arbitrajul, din punctul meu de vedere, cu toate că au fost discuții de acea fază cu un domn, eu zic că arbitrajul de aseară a fost un arbitraj imperial al lui Ivan Kovac. Nu, golul, varul acuză, nu neapărat. Adică acuză că a fost offside, spun că a fost offside, clar. Am spus, sunt penibil, ce discutăm, da? Dacă ei acuză liniile tale, au o problemă. Să se uite, dacă vor, la poziția umărului lui Andrei Ivan, care oricum nu joacă mingea, și dați-vă Manchester United City, care e o fază aproape identică, Ivan nu atinge mingea, să se uite la umărul lui Ivan în raport cu piciorul lui Ivan, ca să compare mere cu mere. După care se uită la piciorul lui Ivan și compare cu piciorul fundașului de la CFR. Și atunci toți avem răspunsurile. Dar nu discutăm. Iluziile optice sunt iluzii optice, pot să existe într-un sens sau în celălalt. Discutăm de ceea ce înseamnă tehnologia VAR, iar să acuzi în acest moment, deja au trecut la nivel, ca să spun așa. Da. Nu știu cine acuză, nu știu cine vorbește, dar... Cristi Balaș, președintele, l-am avut. Da, îl salutăm, dar... ok, retrag cuvântul penibil, dar eu zic că au luat-o pe cărări greșite. Da. Apropo, a fost penalti la Ndong? Am spus-o, dar din moment ce spun că arbitrajul Ivan a fost imperial, putem să dăm credit și să nu comentăm această fază. O să vă mai spun un paradox, apropo cu Dumnezeu, care la unii face echipa, să vă mai spun ceva. Lăsând la o parte, bineînțeles, vestea în sine că jucătorii s-au accidentat și na, sperăm să fie ușor și să puteți să-i folosiți, că toți vrem spectacol în play-off-ul ăsta și să joace toți jucătorii. Dar eu vă spun ceva, faptul că Ișvan și Bayram au ieșit v-a ajutat, pentru că cei care au intrat au jucat mult peste Ișvan și Bayram. După părerea mea, au fost jucătorii care până la accidentările nedorite nu intraseră deloc în joc, domnul Rotaru, nici Ișvan, nici Bayram. Bayram cel puțin n-a câștigat un duel. A forțat, dacă țineți minte, vreo 4-5 dueluri, n-a câștigat unul, nu l-a câștigat. V-am spus-o și o repet. Eu văd meciul ca suporter, nu ca analist, nu ca tehnician. După o zi, două, trei, când văd meciul, mă uit la el, să spunem așa, cât pot de relaxat, că sunt meciul la care nu vreau să mă uit deloc, că am vreo câteva în acest sezon, atunci pot să-mi dau cu părerea. Nu dau seama de valoarea de adevăr a celor spus. Da, Ișvan, când credeți că o să explodeze? Că-l tot așteptăm. Noi avem grijă de Ișvan, așa? Aduceți-vă aminte de Cicâldău. Cicâldău a venit primele 7-8 meciuri la Craiova, începuse lumea să-l fluiere. Iar Cicâldău a devenit viola numărul 1 după acele meciuri. Nu este ușor. Știți foarte bine, au fost mulți jucători care au venit la Universitatea Craiova, care făceau furor la echipele lor. Și unii au reușit, alții nu au reușit. Ișvan va reuși, pentru că Ișvan are niște calități extraordinare și va avea cel de clip. Dar nu e ușor să trăiți la FC Argeș din Universitatea Craiova. Da, și asta e adevărat.